Din martie anul acesta se vor aplica noi reguli cu privire la acordarea indemnizației de acomodare pentru cei care au adoptat un copil. Mai exact, aceasta va crește pentru mulți adoptatori potrivit noi legi în vigoare. Un salariat poate beneficia de un concediu de acomodare atunci când adoptă un copil aflat în plasament, similar concediului de creștere copil ce se acordă pentru maxim un an de zile, perioadă în care primești și o indemnizație lunară. Aceasta nu va mai avea cuantum fix pentru că începând din martie 2021 va fi calculată altfel, prevede o lege nouă. Concret, actualul cuantum fix va deveni un cuantum minim, iar indemnizația va putea fi mult mai mare decât acum. Având în vedere prevederile noi ale legislației introduse odată cu legea 268 pe 2020, într-adevăr din martie 2021, să spunem că se va putea beneficia de tratamentul mai favorabil al legii. Cu alte cuvinte, pentru cei care sunt în concediu de acomodare, și mai au câteva luni până la finalizarea acestui concediu, din acel moment vor putea beneficia și de cele indemnizația de acomodare, dar și de cele câteva luni de indemnizație din concediul de acomodare. Va fi un cumul, care să, ca să spunem așa, prevăzut de lege. Astfel, dacă în prezent indemnizația este de 1700 de lei din martie 2021, aceasta va fi stabilită între 1700 și 8500 de lei.